Este semnalul de sub bandă, da? Deci asta este zgomotul de bandă. Ce ați văzut acolo? Uite aici. Unde ce? Păi nu uite cu asta. Ia că a durat 100 de ani până ne-am trezit. Da, până ne-am trezit. Salut, ne aflăm aici la atelierul dedicat radiocomunicațiilor de amatori sau radioamatorism la a 34-a ediție a Academiei de Vară Planitron, atelier coordonat anul acesta de un proiect educațional STEAM, o inițiativă educațională, proiectul Radio Știința 2.0, un proiect de buzoian. La acest atelier datorită pasiunii pentru fizică pe care o am și am avut-o cam din clasa a 10-a și pot să spun că prin acest curs și prin aceste interacțiuni cu echipa de la Radioamatorism am descoperit aplicații pe care nu le puneam și un hobby pe care o voi exploata și când mă voi întoarce acasă cu siguranță. Referitor la echipa cu care lucrăm, mi se pot să zic că pe lângă ce am avut învățat pe partea tehnică, am și avut învățat foarte multe pe ceea ce privește viziunea lor asupra educației și idei pe care nu le puteam pune până acum. Sau asta mi-a spus, vă mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Să abordez comunicațiile cu reflexii pe lună cu copiii. Doresc să accesez traficul radio pe sateliții de radioamatori și câte alte provocări vor mai fi. Cursul din această după-amiază este coordonat de către Petrica Stolnicul, Bianchi Oscar Nouă, Romeo India Juliet. Punct de vedere a receptorului și voi veți obține cu ocazia asta, mai îmi facem o oră și vă dau și autorizația de radioamatori, este web CDR-ul transmise acestea, de exemplu, pot transmise pe o pagină din web. Atelierul este coordonat de către Mircea, Y4 Gol, Stilo Papa, Cernavodean, un localnic, putem spune aici, ne aflăm pe insula Inelul de Piatră, în proximitatea localității Capitava, a castrului roman Capitava. Dacă minut poze, dacă minut poze, dacă minut poze. Și cum uite